Bună ziua! Astăzi vă voi face un review la faimosul Samsung Galaxy S4. După cum vedeți, am o pusă spigă Neo Hybrid, foarte rezistent. Este Nokia Lumia 900. După cum v-am promis, în sfârșit, îi voi face review. Salut și bine v-am regăsit! Avem aici noul iPad Air la care o să-i facem unboxing. Uitați-l foarte frumos! Salut și bine v-am regăsit, avem aici Asus Nexus 7 la care să-i facem unboxing. Salut și bine v-am regăsit, avem aici Samsung Galaxy Note 3. În sfârșit la review, în sfârșit la unboxing. Haideți să începem. Prima întrebare, ai putea să faci un videoclip cu aplicațiile de pe iPad-ul tău? Da, aș putea și chiar o să fac, dar nu cu aplicațiile de pe iPad-ul meu și cu tweak-urile de pe CD. Haideți să încep. Aparatul l-am cumpărat de la Flanco la prețul de 1700 de lei. România, au trecut aproape 4 zile de la evenimentul Samsung Unpack din Barcelona, de la Mobile World Congress, și am zis că este cazul să vin și eu cu impresiile mele de după eveniment. YouTube, e duminică și astăzi vreau să anunț primul giveaway de pe acest canal. YouTube, eu sunt Bogdan de la Applebox România și astăzi vreau să fac un video în care vă prezint trepiedul Hama Star 62. Haideți să începem. YouTube, eu sunt Bogdan, este aproape ora 6 dimineața și tocmai a sosit tânărul și o să-i facem un unboxing. De fapt, haideți să începem, că nu mai am răbdare și o să vă spun mai multe lucruri în timp ce facem unboxing. YouTube, eu sunt Bogdan și tocmai a venit timpul să facem water testul telefonului Galaxy S5. YouTube, eu sunt Bogdan și înainte de a începe acest videoclip, aș vrea să le mulțumesc celor de la Stignet că mi-au trimis această husă pentru a-i face review. Thanks, Stignet! YouTube, eu sunt Bogdan și astăzi am venit cu unboxing-ul monitorului HP Pavilion de 21.5 inch. YouTube, eu sunt Bogdan și am venit cu review-ul telefonului AllView E2 Living, primit în teste de la AllView România, cărora le mulțumesc că mi-a trimis acest telefon. YouTube, eu sunt Bogdan și astăzi sunt aici cu unboxing-ul telefonului Apple iPhone 5S, primit în teste de la evomark.ro, care vinde acest terminal la prețul de 2961 RON. YouTube, eu sunt Bogdan și azi sunt aici cu unboxing-ul telefonului Samsung Galaxy S3 Neo, adică varianta îmbunătățită a lui Galaxy S3. Salut, eu sunt Bogdan și azi sunt aici cu unboxing-ul iPhone-ului 6. Salut, eu sunt Bogdan și azi sunt aici cu mult așteptatul review al lui iPhone 6. Folosesc acest telefon de o lună și pot să spun că am început să-l cunosc destul de bine. Așa că, haideți să începem! Salut, eu sunt Bogdan și astăzi sunt aici cu un unboxing mai special. Este vorba despre telefonul BlackBerry Passport, un telefon lansat în luna iunie și primit în teste de la quickmobile.ro. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi voi face review-ul unuia dintre cele mai interesante smartphone-uri ale momentului, Samsung Galaxy Note Edge. Telefonul a fost primit în teste de la quickmobile.ro, care îl vinde la prețul de 3799 de RON și da, este cel mai scump smartphone lansat de Samsung până în acest moment. Salut, eu sunt Bogdan de la Evier Tech, tocmai s-a terminat evenimentul de lansare, sunt cam ultimul din sală. Și am făcut rost de Galaxy 6 și Galaxy 6 Edge, acasă de prezent pe scurt. Bineînțeles, vă urmă un review complet și de fapt aproape complet, să-i spun așa. Salut, eu sunt Bogdan și iată că Samsung Galaxy S6 și S6 Edge au ajuns și în România. Superbele telefoane au fost lansate în cadrul unui eveniment organizat de către Samsung, iar locația a fost... Salut, eu sunt Bogdan și după ce am realizat review-ul lui Samsung Galaxy S6, pe care îl găsiți chiar aici, a venit timpul să realizăm și review-ul lui Samsung Galaxy S6 Edge, frățiorul său mai arătos. Așa că, doamnelor și domnilor, acesta este Samsung Galaxy S6 Edge. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un scurt Q&A. Astăzi este 1 iulie, ceea ce înseamnă că AVR Tech împlinește 2 ani. Deci 2 ani de când facem videoclipul. Eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu al doilea Q&A de pe acest canal. Ultimul a fost undeva prin luna iulie și a trecut destul de multă vreme de atunci. Și am zis că este cazul să facem încă unul, deoarece ne apropiem de 7000 de abonați, ceea ce este extraordinar. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu al treilea Q&A de pe acest canal. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou Q&A. Acesta nu este un simplu Q&A, este și un video informativ totodată, deoarece aș vrea să fac un anunț. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu primul episod, prima ediție a emisiunii Summer Tech. Dacă vă amintiți, v-am povestit pe scurt în Q&A-ul trecut despre această emisiune, ce începe de astăzi și va prea în fiecare vineri.
Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu a doua ediție a emisiunii Summer Tech. Deci, fără alte introduceri, haide să începem! Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un scurt preview al noului phablet lansat de către Samsung și anume Samsung Galaxy Note 7. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu review-ul telefonului Huawei G8. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu review-ul telefonului Samsung Galaxy S7 Edge. Deci, fără alte introduceri, haide să începem!